Trebuie să menționez că de la început că această seară are o prefață și anume este vorba de seriile culturale pe care le avem la Centrul Cultural Duhovnicesc Sfântul Ierarh Nicolae de la Biserica Prepeții Noi, unde doamna Marilena Rotaru ne face această bucurie de a prezenta acea serie de documentare și interviuri Memoria Exilului Românesc. Într-unul din aceste filmulețe, interviuri, am vizionat și dialogul pe care doamna Marilena Rotaru l-a avut cu Părintele Viorel Mehedințu. Trebuie să spunem că doamna Marilena Rotaru este primul reporter din România care a realizat un reportaj în redacția Europei Libere din München, în decembrie 1990. Și în cadrul serialului a consacrat documentare unor jurnaliști sau colaboratoare a Europei Libere, Monica Lubinescu, Virginia Luca, Paul Goma, dar după aceea mi-am amintit că în perioada studenției, ascultând la Europa Liberă, predicile duminicale era de fapt Părintele Viorel Mehedințu, cel care le rostea. Și în același timp, acea rubrică Lumina Creștină, pe care Părintele... Lumea Creștină, da? Pe care Părintele a avut-o la Europa Liberă. Lucrurile s-au legat și mai bine în momentul în care, sincer, nu știam prea multe despre Părintele Viorel Mehedințu. Așa cum spuneam, pentru cei mai tineri dintre dumneavoastră, care nu sunteți familiarizați cu predicile din perioada aceea, noi le ascultam cu mare interes la Europa Liberă, înainte de 89. Și trebuie să spunem ceea ce pe mine m-a atras a fost faptul că același Părinte Dumitru Stăniloae și-a pus pe geta asupra itinerarului, să zicem, teologic al Părintelui Viorel Mehedințu. De altfel, în această seară am să prezint și ceva din corespondență. Aici am descoperit corespondența cu Părintele Dumitru Stăniloae, dar doar voi prezenta fragmentar câteva îndemnuri ale Părintelui Dumitru Stăniloae. Deci Părintele Viorel Mehedințu a absolvit Facultatea de Teologie din București, continuând pentru 3 ani studiile de doctorat sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae. La repetatele recomandări ale Părintelui Dumitru Stăniloae, Părintele Viorel Mehedințu a obținut o bursă Humboldt la Universitatea din Heidelberg, unde a studiat teologie și filozofie, așa cum se vede și din cartea pe care o avem în față. Însă, ceea ce m-a impresionat a fost să constat din această corespondență purtarea de grijă a Părintelui Stăniloae, care nu s-a oprit la simple recomandări academice, ci a inclus mai ales o atentă lucrare de îndrumare și de încurajare. Iată ce îi transmite Părintele Stăniloae într-o scrisoare inedită tânărului teolog Viorel Mehedințu. București, 14 aprilie 1972. Iubite Viorel Mehedințu, îți mulțumesc pentru urările trimise cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului. Îți doresc și eu, ca lumina și puterea lui Hristos cel Înviat, să-ți înalțe puterile înțelegerii și ale iubirii de Dumnezeu și de ortodoxia noastră românească, să contribuie la înălțarea ei. Cum stai cu teza? Am vorbit cu Slenska, pe care el îi face și o recenzie, Părintele Dumitru Stăniloae. Am vorbit cu Slenska la București, te lăuda. M-am bucurat și te-am lăudat și eu.
Și tot în același an, o scrisoare din 1973, deci București, 29 decembrie 1973. Dragă Viorel, îți mulțumesc de urările trimise de Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului și de Anul Nou. Îți urez și eu, pentru noul an, tot succesul. Doresc ca acest an să fie hotărător pentru dumneata. M-a bucurat enorm de comunicarea că ai ajuns la ultimul capitol al lucrării. La fel m-a bucurat știrea dată de fratele dumitale, Părintele Sandi, prezent aici, că anul acesta academic este ultimul pe care îl mai faci acolo. E bine să vii până mai trăiește actualul patriarh și până mai sunt eu la doctorat. Să-ți fac referatul la teză. Este vorba de Patriarhul Iustinian. Am încrederea că cu pregătirea și cu capacitatea dumitale vei răzbi în scurtă vreme. Dar va trebui să publici la început mereu. Vei fi folosit apoi pentru tot felul de misiuni în relațiile cu bisericile din Germania. Așa că venirea în țară nu va însemna o rupere a contactelor cu străinătatea. E bine să dai doctoratul cu teza dumitale și acolo. Dorindu-ți încă o dată tot succesul și așteptându-te să te întorci, să ajungi la scoaterea teologiei noastre din primitivismul ei scolastic de până acum, de curând, te salut cu toată dragostea, preot Dumitru Stăniloae. În urma acestei perioade de cercetare, deci am ținut și recunosc că m-a sensibilizat această apropiere de Părintele Dumitru Stăniloae, pe care nu știam și am căutat aceste scrisori. În urma acestei perioade de cercetare, Părintele a obținut titlul de doctor în teologie, Părintele Viorel Nedințu, cu o teză în limba germană, tratând o temă de teologie ortodoxă, mai exact despre revelație și tradiție în contextul dialogului dintre Biserica Ortodoxă și Luteran. Lucrarea, publicată la o editură de renume din Germania și însumând 352 de pagini, s-a bucurat de recenzii elogioase. Părintele Viorel Nedințu și-a continuat activitatea la Universitatea din Heidelberg, în cadrul Institutului Ecumenic, tratând cu studenții teme de teologie ortodoxă și, în același timp, dialogul cu concepțiile protestante. A fost timp de câțiva ani și colaborator al postului de Radio Europa Liberă, așa cum spuneam. De la microfonul radioului, predicile duminicale și nu numai acestea se puteau auzi în toată țara. Și în acest sens putem presupune că Părintele a dat curs îndemnului Părintelui Stăniloae, care într-o scrisoare datată 31 octombrie 1972 îi transmitea tânărului său student. Deci București, 31 octombrie 1972. Dragă Viorel Mehedințu, îți mulțumesc pentru urările de ziua numelui, Sfântul Dumitru. Cum te mai afli cu teza? Abia aștept să o văd terminată și să te văd doctor în teologie. Trebuie să grăbești intrarea într-o răspundere în slujba bisericii, ca să folosești elanul tinereții pentru a realiza lucruri mai pline de focul acestei vârste. Cu drag, profesorul Stăniloae. E adevărat că Părintele nu s-a întors, dar, așa cum spuneam, Părintele a slujit Biserica Ortodoxă Română, mai ales prin acele predici duminicale. În paralel la cererea românilor din exil, a slujit la patru parohii, Frankfurt, Stuttgart și încă alte două, Heilbronn și Heidelberg, da? Timp de 10 ani a făcut parte, ca teolog ortodox, dintr-o comisie de studii teologice ecumenice, alături de teologii din celelalte confesiuni creștine. A participat de asemenea ca referent la dialogul între Biserica Ortodoxă și cea evanghelică din Germania. Într-o țară precum Germania, în care creștinătatea catolică și protestantă deține majoritatea credincioșilor, Părintele Viorel Mehedințu a conferențiat în mai multe orașe, căci interesul pentru biserica și teologia ortodoxă a fost și este deosebit de însemnat. Lucrarea de față a Părintele Viorel Mehedințu, publicată la editura Vremea, însumează 505 pagini și este pusă sub semnul Tainei lui Hristos. Autorul remarcând, în mod inspirat,
că despre Mântuitorul Hristos s-au scris și se vor mai scrie mii și mii de cărți. Însă niciuna dintre ele și nici toate la un loc nu pot cuprinde în mod desăvârșit profunzimea și frumusețea chipului Lui. Am încheiat citatul din lucrare. Cu toate acestea, întâlnirea cu Hristos este decisivă în ceea ce privește viața omului, întrucât în El găsește răspuns la absolut toate problemele vieții sau, cum îi place să spună Părintele Nehedințu, tot ce a gândit, a vorbit și a făcut El, Mântuitorul Hristos, i-a fost dedicat eminamente omului. De aceea, acest volum caută să-l familiarizeze, sau am putea spune să-l refamiliarizeze pe unul model cu chipul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, folosind mărturia bimilenară a Bisericii Creștine. Întreg parcursul volumului implică așadar o viziune cristocentrică asupra lumii. Mântuitorul Hristos este Cel care revelează pe Tatăl și eliberează umanitatea din limitele păcatului, care aduce cu sine suferința, boala și moartea. Dar pentru ca eliberarea dobândită de Hristos prin întrupare, jertfă și înviere să devină realitate, este nevoie și de participarea omului. Și aici Părintele parafrazează un pic vorba: numai cine ia parte, are parte. Dincolo era cine are carte, are parte, numai cine ia parte, are parte. Deci, accentuează Părintele. Folosind un limbaj adecvat discursului modern, lipsit de expresii de specialitate, dar în același timp lămuritor, Părintele Nehedințu caută în 9 capitole să-i facă cunoștință unui contemporan cu principiul și destinația întregii existențe, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru reușita acestui demers, autorul face apel la cele mai recente descoperiri ale științei, fizică, neurologie, neurochimie, etc., și la articulările metafizice care exprimă în cheie, să zicem, materialistă, funcționarea materialist-mecanicistă a lumii și a omului. Apologia dimensiunii cristologice a creației se realizează în paralel cu discursul filozofic-științific actual. Din acest motiv, primele 5 capitole ale volumului au o structură binară, în care primul capitol are valoare de criteriu pentru toate afirmațiile și dezvoltările care urmează, iar elementele care descifrează întreaga realitate sunt dragostea lui Dumnezeu pentru om, care culminează în întruparea Fiului Său. Citez: dragostea adevărată nu se trăiește de la distanță, fără participarea la viața persoanei iubite. Dumnezeu nu ne iubește cu porția, ci din plin. Și nu ne pune condiții când ne iubește. Dragostea adevărată nu se măsoară, nu se porționează, ci se dă din plin și din toată inima. Am încheiat citatul din lucrarea Părintelui. Adresându-se unui auditoriu care se află în permanență în căutarea unor modele după care să-și ordoneze viața, Părintele Viorel Nehedințu îndeamnă în primul capitol al cărții la urmarea lui Hristos, unica personalitate din istoria umană care oferă sens vieții. Citez: dacă ar fi să menționăm pe cea mai însemnată, mai binefăcătoare personalitate istorică despre care să se poată spune că a așezat într-adevăr lumea aceasta pe noi și trainice temelii, că i-a deschis omului noi orizonturi de viață, i-a descoperit valorile și sensul veritabil al vieții acesteia, că a adus o nouă lumină netrecătoare în lumea aceasta, din perspectiva căreia putem vedea până dincolo de sfârșitul lumii acesteia, ca să ne amintim numai pe acestea, atunci Iisus Hristos ar trebui să fie amintit ca fiind mai presus de orice personalitate istorică ce a existat și va exista pe scena lumii acesteia, pentru că El nu este numai om, ci în același timp și Dumnezeu adevărat. Este deci în lumea aceasta, dar este și mai presus de ea. Am încheiat citatul. Pe acest fundal, capitolele de la 2 la 5 ale cărții reprezintă un dialog modern despre cosmologie și hermeneutica actului științific, despre crearea lumii din iubirea lui Dumnezeu, despre adevărul lui Dumnezeu și al oamenilor.
Cu luciditate și nigală, Părintele Mehedințu discută în prima parte a cărții despre teoriile referitoare la originea Universului, cum e de la pagina 56, despre timp și despre spațiu, pagina 95, despre matematică, muzică, armonie, pagina 119 și următoarele, despre știință și credință, despre adevărul logic și ontologic la Platon, la Aristotel, la Martin Heidegger sau la Constantin Noica. Despre Logosul dumnezeiesc creator și pantocrator, Iisus Hristos, și despre Dumnezeul filozofilor și Dumnezeul revelat. Concluzia este că la început a fost rațiunea, rațiunea Logosului, rațiunea dumnezeiască, cea care le-a plănuit, le-a rânduit și le-a programat în așa fel ca întreaga lume, cu tot ceea ce este în ea, să devină realități potrivit rațiunilor semănate în lucruri de rațiunea supremă, de Logosul dumnezeiesc care le atrage pe toate spre El. Și citez din lucrare, toate creaturile însuflețite și neînsuflețite, toate sunt părți ale unui întreg și niciuna nu există într-o izolare numai pentru sine. Toată creația formează un sistem bine gândit și ordonat de Dumnezeu. Structura ei este relațională. În toată creația este imprimată o ordine și toate se îndreaptă spre un scop. Nu se îndreaptă orbește spre nicăieri. În toată creația există o mișcare irezistibilă și irreversibilă spre o finalitate. Am încheiat citatul. Dar pentru a putea observa această dinamică irezistibilă spre bine, spre frumos, spre adevăr, adică spre Dumnezeu, omul are nevoie să facă eforturi constante de a intui dimensiunea spirituală care stă la baza Universului, spiritul rațional și ordonator. Iar această căutare și descoperire a adevărului nu poate fi făcută cu simple metode analitice, ci presupune întâlnirea și mai presupune de toate întâlnirea cu Hristos. Și citez din lucrare, ceea ce caracterizează adevărul creștin în comparație cu cel filozofic, care ca simplă cunoaștere sau ca simplă idee, n-are în sine putere de viață, este că cel creștin devine adevăr viu, care de urmat în viață devine adevărul omului. Am încheiat citatul. Dacă în prima parte a cărții sunt stabilite principiile guvernatoare ale vieții și existenței în lume, prin prisma rațiunilor de a exista fundamentată în Iisus Hristos, Fiul Tatălui și Logosul veșnic, în cea de-a doua parte, capitolele la 6 la 9, accentul se mută pe om. Existența acestuia restaurată prin întruparea, jertfa și învierea Mântuitorului Hristos. Sunt abordate teme diverse din teologia creștină, pe alocuri citite în paralel cu rezultatele din domeniul neurologiei și neurofiziologiei, despre conceptul de chip al lui Dumnezeu în om, sufletul, spiritul și identitatea persoanei nemuritoare, creierul și voința liberă, moartea ca începutul unei noi și neapuse vieți, crucea omului și crucea lui Iisus, învierea lui Hristos și învierea omului. La tot pasul am putut remarca efortul Părintelui Viorel Mehedințu de a-l face pe omul modern să priceapă șansa formidabilă pe care o aduce Hristos în viața omului și a lumii și chemarea omului de a-și înnoi viața după modelul lui Hristos. Citez? Schimbările ne fac nesiguri. Obișnuințele ne blochează privirea spre alte posibilități și orizonturi. Suntem îndemnați să ne schimbăm viața, nu de formă și în aparență, precum fariseii, ci în adâncul ființei noastre. Iisus Hristos știe cum am putea fi, cum ar trebui să fim, cât ne-am îndepărtat de starea noastră optimală. El știe că dacă rămânem neschimbați, ratăm o mare parte din propria viață. Pierdem multe din posibilitățile de a o trăi mai intens și cu sens. Cu alte cuvinte, trăim numai o parte din ea. Pentru că de la El avem viața, El știe ce mult, știe ce mult ne-am putea bucura de ea dacă am ști și am reușit să ne schimbăm, folosindu-ne de energia care ne vine din credința lui Iisus Hristos. În final, remarcă Părintele Viorel Mehedințu, citez și cu asta închei, creștinismul dispune de atâta energie spirituală și morală, de atât adevăr de viață, încât l-am putea compara cu proverbialul punct de sprijin al lui Arhimede.
Și în acest loc s-ar putea răsturna lumea veche, plină de înșelăciune, de răutate, de nedreptate, de ură, de minciună, de egoism, și s-ar putea da la iveală una nouă, societate reînnoită în care să trăiască și să se bucure toți. Vă mulțumesc pentru răbdare. Și în același timp, cred eu că doar aceste scurte referiri v-au trezit interesul pentru o lucrare care, într-adevăr, reușește să articuleze, și este specific acestei lucrări, să articuleze științele, neuroștiințele, dar și fizica. Fizica secolului al XX-lea, care a cunoscut fizicieni precum Max Planck, care a crezut în Dumnezeu, Werner Heisenberg, Niels Bohr și așa mai departe. Și apoi, bineînțeles, articularea aceasta cu filozofia existențialistă. Se văd aici, evident, se vede și pe cetea Părintelui Dumitru Stăniloae, apropo de noima, faptul că de la Sfântul Maxim Mărturisitor învățăm că fiecare element al lumii create are o noimă, mai ales persoanele, și că nu există nimic întâmplător. O vom ruga în continuare pe doamna Silvia Colfescu, director la editura Vremea, să dea o mărturie și în ceea ce privește, deci, această lucrare, cum s-a ajuns să fie publicată, și în același timp, la fel, în relația cu Părintele Viorel Mehedințu.